știți ce e aici, pe față este banditism. Vă spun cinstit, cum s-au putut greși pensiile oamenilor de atâta timp de când îi da? Ce-a făcut guvernul? Ce-a făcut și-a bătut joc de oameni? Ce-a făcut? Vor să fie, iertați-mă, vor să fie din nou aleși. Cine alege? Pensionare nici într-un caz, că sunt 7 milioane cât sunt. Niciunul nu se va duce să-i aleagă. Ăsta tot se duce să pleacă, să plimbă Iohannis, ăsta la altă, Ciolacu, el e cu campaniile, nu vede că lumea moare de foame, nu vede cât se spândură, cât se sinucid pensionarii, că n-au din ce trăi, mamă dragă, n-au de ce s-au ajuns timpul. Și mai vrei să te alege, să te alege Ștefan cel Mare dacă se întoarce? Bun, bătaie de joc. Uite, femeia a leșunat, a luat-o Salvarea de aici. Acum, o jumătate de oră. Bătaie de joc. De ce a leșunat? De stat la rând, nu este aer, nu este nimic. Deci condiții pentru noi, scuzați-mă, tăiate. Bajocora este mare, te sfidează din umbră personalul. Din umbră, săptămânal, din 19 februarie am fost aici. După ce au primit deciziile de recalculare a pensiilor, majoritatea timișorenilor sunt și mai nemulțumiți și mai dezorientați decât înainte. Aceștia au venit aici la Casa Județeană de Pensii pentru a-și spune nemulțumirile. Cei care încă nu și-au primit deciziile le așteaptă cu sufletul la gură. Este haos după recalcularea pensiilor. Mii de pensionari s-au trezit cu pensii mai mici după recalculare. După ce au simțit că le fuge pământul de sub picioare, ministrul muncii i-a liniștit, spunând că cei care nu au primit în urma recalculării pensii mai mari vor rămâne cu pensia pe care au avut-o și până acum. Problemele sunt departe de a fi încetat cu această veste. Mulți pensionari aleargă să demonstreze că în realitate au lucrat mai mulți ani decât au trecut pe acte, însă acest lucru îi costă bani și nervi. Mă trimite nu știu pe unde să aduc de pe la pe unde am lucrat adeverință pe eu sunt capabilă și am auzit că acolo trebuie să dai 100 de lei, 1 milion ca să primești o adeverință. Din banii mei, din 12.800 și un leu, nu mai pot să dau și... Că eu cresc fata asta orfană, năcăjită. Am depus niște documente în aprilie, care nu au fost luate în calcul de 21 de ani de când sunt la pensie. Și nici acum n-au luat-o la recalculare. Am și confirmarea că le-am pus documente. Mă duc să-i întreb, să văd ce fel de recalculare e asta. Nu știu unde să mă duc să-mi fac dreptate. Am venit întâi aici ca să văd dacă se poate face ceva. Dacă am să merg din instanță, am încotro. Cu toate că și acolo am niște dubii. Nemulțumirile curg în valuri la Casa Județeană de Pensii Timiș. Ce da, pensa? Ni s-a recalculat. Nu prea suntem mulțumiți, dar asta este. Ne-au mai retras ceva din anii de cotizație de acolo. Păi cum așa, doamnă? Păi știm noi cum. Și la pensie vi s-au mai adăugat ceva bani sau nu? Nu, așa am rămas, pe, cu banii care i-am avut. Dar ceva mi-au tras de acolo, ceva ani. Și ați venit aici la Casa de Pensii pentru a întreba de ce s-a întâmplat asta? Păi o să întrebăm și de ce și dacă poate să ne ia să ne recalculeze din nou. Reprezentanții Casei Județene de Pensii Timiș încearcă să îi lămurească cât pot pe bătrânii care vin plin de nervi la ghișee. Nemulțumire există, bineînțeles, ca la la nivelul întregii țări. Vin, oamenii vin, sunt mai mult nelămuriți, dacă vreți să vă spun așa, vin cu deciziile în mână, iar colegii mei de la ghișeie, punctual, pe decizii, încearcă pe cât posibil să le explice cum este cu punctele de stabilitate, de ce au scăzut anumite pensii, să le spună că, de fapt, rămân în plată cu suma pe care o acum nu scade până la urmă nicio pensie. Dar nu pot să spun că am avut persoane care să plece nelămurit vis-a-vis de problema cu care a venit. Momentan, nu toți timișorenii și-au primit deciziile. Vă așteptați la un val și mai mare de pensionari care să vină să vă ceară socoteală, ca să zic așa?
Acum, știți cum e socoteala, nu ne cer, oamenii vin, e firesc să vină. La un val, poate, să spunem, după data de 1 septembrie, când, cel puțin teoretic, toți pensionarii ar trebui să intre în posesia deciziilor. Acum, cei care nu sunt găsiți acasă ar trebui să și profit de această ocazie să le spun că timp de 20 de zile deciziile le găsesc la oficiile poștale de care aparțin. Cei care încă nu au primit decizia o așteaptă cu sufletul la gură.